Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Caravana filmului românesc revine la Onești. Simpozion cultural pe un picior de plai, pe o gură de rai, mănăstirea ca și învatră de spiritualitate. Agenda plină de evenimente la Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău. Sâmbătă 25 iunie, în sala Complexului Muzeal Iulian Antonescu din Bacău, a avut loc vernisajul expoziției Colecția Particulară de Artă Populară Valentin Huiban. Colecționarul este fiul al comunei Odăbești. Valentin Huiban este un tenace căutător și păstrător de obiecte vechi tradiționale. Expoziția de la Complexul Muzeal Iulian Antonescu a inclus unelte de fierărie, tâmplărie, cizmărie, alături de covoare, ștergare și scoarțe. Prezent la reeveniment au răspuns șezătoarea Bacău, șezătoarea Palanca, șezătoarea Brusturoasă, dar și meșterul popular Marcel Tilibașa. Urmează să ajung aici la muzeu o colecție impresionantă, o colecție de obiecte adunate. Despre ce este vorba? Este vorba de familia, muzeul familiei din comuna Brusturoasa, familiei Coman Tomaș Rodica, așa, din comuna Brusturoasa, sat Camenca. Sunt adunate de membrii familiei, sunt adunate de-a lungul anilor. Care ar fi, să zicem, un pic istoricul acestei colecții? Da, sunt adunate de familia noastră din zonă, din sat și din satele din împrejurimi, dar tot ce aparține comunei Brusturoasa. Vreme de mai bine de 20 de ani adună, da, ei? Aproape, aproape. Da. Cu exactitate nu știm ani, dar aproape, ne apropiem. De unde v-a venit ideea să faceți această colecție? Cred că a fost ceva de mic. De mică, așa, am avut în suflet, mi-au fost dragi bătrânii și admiram foarte mult casele bătrânești. Ei, asta a fost picătura care a declanșat toată dragostea asta și având prin gospodării câteva obiecte de-a bunicilor, soțului, încet, încet am început a aduna. Astăzi un tablouaș, mâine un fier de călcat și tot așa. Am înțeles. Ați făcut un inventar la această oră? Câte obiecte numără colecția? N-am făcut niciun inventar. Nu vă pot spune numărul colecției. Deci tot adunăm. Cred că are 1000. Am primit de la domnul Bucur fișe de obiect. Urmează să le inventariem. Noi, doamnele din grupul de șezătoare, o să o ajutăm când o să vină acea zi. Noi să hotărâm când este acea zi. Toată lumea pune mână de la mână și facem poze și povești despre obiect, că acolo în fișa aia trebuie să spui de unde l-ai achiziționat. Fiecare obiect are o poveste. Are, da, o poveste pe care Rodica o știe, da, și o povestește cu atâta drag și cum a făcut schimburi, cum a dat bani din casă și obiecte noi cumpărate cu etichetă pe care le-a dat pentru un prosop, pentru știu eu ce cămașă și pentru ce bundiță și pentru toate obiectele le-a plătit cu ceva. Am înțeles. Are și donate. Da, avem și donații, nu putem spune. Avem donații care le mulțumim donatorilor pentru că au stricat case bătrânești și știind că noi suntem împătimiți pentru așa ceva, ne-au solicitat și ne-au întrebat și ne-au dat tot ce au avut și ce a fost de păstrat, că au fost și lucruri care nu se mai puteau păstra. Generația de astăzi, generațiile tinere, mai sunt interesate de rădăcinile noastre, de tradiții? Ce să vă spun? Eu aș vrea să cred că îs interesați și să păstreze tot ce vine. Să vă spun eu teoria mea. Când aveam 20 ceva de ani, nu mă interesa nimic. N-aveam mintea pentru așa ceva, veneau alte lucruri, servici, copii și nu ne pasionau nimic lucrurile astea, dar trecând de 45 de ani, 40-45 de ani, deja începi să-ți pui întrebări, începi să ți se pare interesante și atunci ți se deschide. Nu ne așteptăm ca tinerii din clipa asta să fie interesați. Îi așteptăm cu răbdare peste vreo 10-20 de ani, noi păstrăm lucrurile. Le pregătim pentru ei cu povești, cu expunerea lor, pur și simplu. Păstrate, le păstrăm, învățăm să le conservăm, exact ca și domnul Huiban, care are o problemă, dar Rodica chiar le-a păstrat foarte bine, pentru că moliile sunt foarte periculoase. Are cojocele vechi de 100 de ani, mai
și peste și 50 și 70 de ani. Tot ce a fost vechi, tot am strâns. Deci, nu când am auzit... De mole, nu se afectat. Când am auzit... Nu ați fost, să zicem, solicitată să vindeți din ele? Pentru că există colecționari. Domnul Valentin ne-a numit mai devreme samsari. Nu știu cum să-i numesc. Nu ați fost întrebată dacă vindeți? Da, de foarte multe ori și în marea parte care ne-au trecut pragul ne-au întrebat. Din, știu eu, lucrurile care le-au căzut cu drag, nu cumva vrem să dăm și nu, asta nu o facem. N-ați vândut niciodată? Nu, absolut. Deci colecționăm în continuare, suntem de acum mai mult decât împătimiți, colecționăm într-una și sperăm să le așezăm undeva ca să, bine, în incinta curții, pentru a le vedea mai cumva mai în detaliu, pentru că la mine acasă sunt mai înghesuit, sunt mai... Așa, nu că la muzeu. Am înțeles. Știți? Un mesaj dacă e pentru generațiile tinere. Să iubească trecutul, că astea, astea ni sunt rădăcinile și să nu uite de munca bunilor și a străbunilor, pentru că a confecționa o ie, a confecționa o putinică, a țes un covor, știu eu câte și câte meșteșuguri care vin din vechime sau încerc să se piardă, dar credem că nu se vor pierde și ei să iei măsură și le-o spus copiilor ei să nu îndrăzniți, să nu păstrați obiectele astea, că vin de pe lumea altă și vă bântui. N-am putut veni toate câte suntem, că ne-ar trebui prea mult transport. Și era complicat, dar cumva ne-am organizat măcar puțin să venim să-l sprijinim pe domnul Huiban, care merită, că e pasionat tot așa ca și noi și nu puteam lipsi. Valentin Huiban s-a făcut cunoscut prin intermediul șezătorii Băcăoane, locul în care coase cu migală și răbdare modele vechi găsite pe iile bunilor și străbunilor. Vineri 1 iulie a avut loc la Mănăstirea Cașin prima ediție a simpozionului cultural Pe un picior de plai pe o gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatră de spiritualitate. Mai multe aflăm în minutele următoare. Vă mărturisesc că mi-a atras atenția genericul simpoziului de astăzi, Pe un picior de plai, pe o gură de rai, și în mod automat mi-am amintit de o veche legendă, pe care sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră o cunoașteți. Se spune că atunci când Dumnezeu a împărțit lumea, pământul, a uitat de români. Și atunci românii merg la Dumnezeu și gândindu-se, Doamne, dar pe noi de ce ne-ai uitat? Nu, unde o să stăm? Dumnezeu atunci a rupt o bucățică într-un colț de rai, a aruncat-o pe pământ și le-a dat-o românilor. Nici o îndoială nu am că așa s-a întâmplat, pentru că venind înspre dumneavoastră, am admirat cu o deosebită plăcere frumusețea locurilor. Și ne-am spus, vorbeam și cu consilierul meu și cu colegii mei, că iată aici, oamenii destoinici își pun amprenta pe aceste locuri minunate. Cadrul natural ne oferă aceste locuri mirifice și nu aș ezita, nu mi-aș ierta să omit faptul că dumneavoastră aveți un primar destoinic, un primar determinat, un primar plin de curaj, lucru care l-a demonstrat încă din primele zile de mandat. Îi suntem alături, îi mulțumim pentru tot votamentul pe care îl are și nu este un secret și vă mărturisesc că nu se lasă descurajată și continuă proiectele pentru dezvoltarea comunității dumneavoastră. Iar noi facem tot posibilul, mai ales cu sprijinul domnului președinte Fecher, să ducem la realizarea și implementarea acestor proiecte cât mai repede posibil, spunem cât mai repede posibil, pentru că drumul de la scrierea unui proiect și până la realizarea lui este destul de lung. Nu în ultimul rând, aș vrea să menționez faptul că apreciez foarte mult faptul că se promovează valorile culturale și tradiționale. Și iată, sunteți dovada vie că locuiți aici, sunteți aici statornici de peste 400 de ani. Un moment istoric, un moment care promovează valorile culturale și tradiționale,
astăzi, tot prin curajul doamnei deputat, pentru că am înțeles că acest lucru nu a mai avut loc și este prima ediție. În calitate de nou membru în Comisia de Antreprenoriat și Turism, am curajul să vă spun că voi face tot ce depinde de mine pentru a promova aceste valori istorice, culturale, tradiționale, care sunt aici și trebuie să ne bucurăm cu toții de ele. Mulțumim, doamna primar, mulțumim, domnul președinte, la mulți ani, alături de noi. Fericiți și cu bucurii și sănătate! Din prezența mea, am spus-o, vreau să salut pe toți cei care iubesc Mănăstirea Cașin. Eu sunt recunoscător părinților mei care sunt din Moinești, salutăm prezența domnului primar și prin asta tuturor moineștenilor, dar recunosc că nu prea vin la Moinești, pentru că Mănăstirea Cașin m-a îmbrățișat și am devenit un copil al acestei comune. Așa am luat eu în suflet gândul acesta să aparțin acestei zone și e adevărat ce spuneți. Ceea ce aș spune este faptul că nu pot să uit de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, că este ocrotitor al nostru și al zonei acesteia. Se spune foarte mult despre regele Ferdinand, este adevărat, dar trebuie să dăm și cezarului ceea cezarului. Noi, fără Ștefan cel Mare, nu aveam Moldova, care a salvat România. Moldova este inima neamului nostru românesc prin aceste biserici și cum este biserica Betleemului neamului nostru românesc, care este biserica din Borzești. Este o bucurie pentru noi de a fi vrednici, urmași ai voievodului Ștefan cel Mare. Acest mare om al lui Dumnezeu a făcut să aducă în conștiința neamului biserica, mănăstirea, locașul de cult. Și prin acest lucru a apărut și Mănăstirea Cașin. Conjunctura istorică pe care s-a produs la plecarea domnitorului Vasile Lupu a făcut să vină Gheorghe Ștefan Voievod, care a așezat această nestemată a Europei de Est, în zona aceasta, cea mai mare biserică pe care o cunoștea, la 1653, prin arhitectură, se poate vedea că nu a fost zdruncinată de niciun cutremur, prin frumusețe și mai ales prin plaiul acesta mioritic. Pentru că eu câteodată vorbesc mult și poate nu sunt atât de precis în ceea ce spun, aș vrea să vă spun că din partea noastră pentru astăzi s-a pregătit Părintele Silviu Neicu. Aș avea foarte multe de adăugat la ceea ce a spus domnul general, doctor Jerica Apostol, și mulțumesc, pentru că prin acest om, prin acest general, noi preoții protocopiatul Onești, am putut să facem în niște conjunturi destul de tulburi, manifestări importante pe această linie a Carpaților. Ne-am înțeles foarte puțin, dar am reușit. Am reușit să arătăm că această vale a făcut România mare. Cheia bolții neamului nostru se află aici, la Oidus, la Mănăstirea Cașin, în paranteză puțin blamată pentru că a fost pro-monarhică, și Valea Trotușului. Peste 80.000 de oameni spun mult. Cuvântul meu atât vreau să spună în această seară. Pe această zonă este bucurie, sunt oameni buni, este hărnicie, iar hărnicia vine de la harul pe care l-a adus Mănăstirea Cașin, care este mama noastră. Este binecuvântare, dar toate acestea se așează pe sânge. Și este sângele eroilor neamului nostru românesc. Din toate secolele și din toate timpurile care pe locul acesta au făcut, ca la Buciumul care l-a adus Ștefan cel Mare, Ferdinand, care a băut apă de la fântâna lui Ferdinand, reparată și de protopopiatul Onești, și preoții care suntem împreună, cooperând cu toate instituțiile,
să vă spunem că nu vom uita niciodată jertfa neamului nostru, a mănăstireanului și mai ales a românului. Sunt bucuros că avem în mijlocul nostru preoți vrednici, dumneavoastră ați făcut această manifestare, toți cei care au compus până la urmă la această zi au făcut să fie o sărbătoare frumoasă. Vă felicităm pe toți cei care ați venit aici, care ajutați și care sprijinit astfel de evenimente, că nu este ușor. Vă dorim multă sănătate și dacă eu voi pleca, să știți, în câteva minute, să știți că rămâne Părintele Silviu, dar primim în zona noastră, prin binecuvântarea Părintelui nostru, Arhiepiscop Ioachim, pe preasfințitul Macarie al Europei de Nord, Macarie Drăgoi, care va sluji la noi în zonă și în sensul acesta noi suntem onorați pentru aceste evenimente care se fac și zilele acestea la Borjești și se vede într-o frumoasă competiție cu Mănăstirea Cașin, consider că așa va rămâne această dată. Vă doresc multă sănătate. Domnule deputat, vă spunem și noi la mulți ani și din partea noastră a tuturor, distinsă doamnă deputat și mai ales iubiți mănăstireni și iubiți frați în Hristos, pentru că toți suntem frați ai Mănăstirii Cașinului, așa e la mănăstire, toți suntem frați și surori de Mănăstirea Cașin. Să fiți binecuvântați și vă felicităm încă o dată. Vă mulțumim! Caravana filmului românesc revine și vara aceasta la Onești. Ne sunt pregătite multe surprize, cel puțin așa ne asigură chiar directorul Bibliotecii Oneștene, Ionuț Stenie, director la Direcția de Cultură și Tineret, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Onești. Caravana filmului românesc revine la noi pentru că este un proiect de suflet și ne dorim ca timp de 7 zile în parcul din Onești, oneștenii să poată veni în aer liber pe un ecran gigant și să vizioneze filme românești, capodopere ale filmelor românești. Și în acest an avem promisiuni că vor fi alături de noi regizori și actori celebri care vor vorbi despre filmele ce vor fi proiectate, dar care vor răspunde și la întrebările publicului. Știm deja data, este vorba de 31 iulie 6 august, locația este aceeași în Parcul Municipal, lângă sala polivalentă. Așadar, timp de 7 zile, proiecții de film românesc în aer liber, o să aflați în curând și despre ce filme este vorba. Vor fi filme consacrate, de aventură, comedii și invitați surpriză. Zilele trecute a avut loc la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești premierea în cadrul proiectului Promovarea Lecturii la Copii. Mai multe despre acest proiect aflăm în minutele următoare de la bibliotecar Rodica Zaharia. Un proiect inedit, Promovarea Lecturii la Copii, iată că suntem la premiere. Da, mă bucur că putem face public acest lucru. De fapt, îl facem public de ani de zile, pentru că el este promovat de Biblioteca Municipală Radu Rosetti, dar acum e sigur că este o plajă mai mare de promovare și atunci pot să vă spun că acest concurs este un concurs pe care eu îl port în suflet, pentru că l-am inițiat în urma unei experiențe pe care am avut-o la București, când am fost invitată la Biblioteca Universitară. Și acolo tema, de fapt, era promovarea lecturii la copii. Și sigur că din tot ce am învățat și tot ce am văzut acolo, am încercat să adaptez în biblioteca noastră la secția pentru copii, pentru că la copii cred că este foarte important să îi... să lucrez cu ei, să încurajez să citească în primul rând de adevărat și atunci trebuie să și stimulez un pic. Și am plecat de la un proiect, timp. Cred că sunt 15 ani, dar unul dintre concursuri s-a desfășurat mai pe 2 ani, pentru că a fost pandemia și l-am prelungit. De aceea și cel care astăzi este pe lista de premiere, este un pic mai sărăcuț în personajele pe care le vedeți, pentru că, de fapt, el este inițiat pe niște personaje din cărțile pentru copii și fiecare copil vine și își alege un personaj, sub fiecare personaj este scris numele copilului, el vine și împrumută, se desfășoară pe
parcursul unui an școlar. Inițial trebuia să-l premiem la 1 iunie, dar anul acesta am decalat un pic. Și pentru că ne-am adunat mai puțin după pandemie, sunt mai puțin. Dar dacă ne uităm un pic pe celelalte panouri, o să vedeți că ei s-au înscris de-a lungul anilor foarte mulți. Și chiar veneau, citeau, se întreceau efectiv. Dar revenind la ideea concursului, da, am început chiar așa, cu o clasă. Clasa doamnei învățătoare Mihaela Oana Isac, de la școala Voievod Ștefan cel Mare, și care ne-a făcut, ca să spun așa, debutul în acest concurs, și copiii au fost foarte încântați. Și de atunci, sigur că în același concurs, sigur că avem și copii de la școli, de la clase, de la anumite clase, care se înscriu chiar cu clasa, dar bineînțeles că el se adresează tuturor copiilor din Onești. Și atunci, pe măsură ce se înscriu sau sunt deja înscriși, noi îi ajutăm să se înscrie în acest concurs și sigur că pe cât pot se întrec și așteaptă și acele premii care noi încercăm să le dăm în fiecare an și încurajăm pe toți, pentru că și cei care participă sunt cei care au făcut un efort și la anul, eu vă spun din experiență, că în următorul an cei care au primit, da, au venit și nu s-au gândit că poate vor lua vreun premiu sau unii dintre ei chiar nu prea au venit, n-au fost foarte consecvenți. Fie că au avut cărți acasă, fie că, mă rog, au venit mai rar. Dar văzând că ceilalți au fost premiați și ei au primit și ei o diplomă de participare și o răsplată din partea bibliotecii, în următorul an au fost foarte, foarte activi. Și câți copii premiați astăzi? Avem, da, așa cum am spus, anul acesta avem mai puțin, pentru că ne-am adunat târziu după pandemie, dar suntem în jur de 30, 29 și noi ne bucurăm, pentru că este, dacă stau și mă gândesc bine, cred că este numărul de început, adică o clasă pe care ne-a adus-o doamna Isac și îi mulțumim pentru că a fost prima. Și întotdeauna am încercat să spun câteva cuvinte despre doamna Isac, pentru că și cu drag și mereu, pentru că a fost o colaboratoare ferventă a acestei instituții, da, și îi mulțumesc și nu numai dumnea ei, pentru că de-a lungul anilor am avut proiecte cu multe doamne învățătoare și cu aproape toate școlile din Onoș și o să vă spun că a ieșit ceva frumos, zic, eu așa zic că tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului aici la noi în bibliotecă a fost spre folosul copiilor și bănuiesc că le-a rămas, eu știu, pasiunea pentru lectură, pentru că practic noi asta am încercat să promovăm, lectura. Numele și funcție, vă rog. Rodica Zaharia, bibliotecar, secția pentru împrumut copii. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 7 iulie, cerul va fi parțial senin, maxima zilei ajunge până la valori de 23 de grade Celsius, sunt posibile averse locale, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Vineri, 8 iulie, cerul va fi parțial înnorat, cu maxima zilei ce ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, sunt posibile averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.